De obicei răspundeați foarte ferm mail-urilor primite de la instituțiile de presă. Am trimis și noi un mail marți, n-a venit încă răspunsul, așa că vreau... Adresați-mi acum întrebarea, exact, și aveți posibilitatea să vă răspund. Cum a fost acceptat Mirel Rădoi la licența A și Pro fără a avea carnet de antrenor? Se încalcă astfel, nu, statutul FRF și al școlii de antrenor, nu? Statutul? Da. Nu, nu avem un statut, avem un regulament. E un regulament destul de vechi, de prin anii 2010, care cu siguranță și el va trebui să fie upgradat în perioada următoare. În ceea ce privește pe Mirel Rădoi, Mirel Rădoi a primit licența A la Coverciano. Acest lucru s-a întâmplat în 2019, când este înscris la licența Pro. A fost înscris la licența Pro ca urmare a diplomei de licență A obținută în afara țării. Aceasta a fost interpretarea pe care am folosit-o la momentul respectiv, interpretarea pe care, după cum o să o vedeți, a continuat până acum 6 luni de zile. În sensul în care, dacă aveai o licență obținută în afara României, puteai să te înscrii după aceea la licența superioară în România. În schimb, începând de anul acesta, dacă îți dorești să parcurgi toate formele, vrei să parcurgi o formă educațională la nivelul Școlii Federale de Antrenori, până când nu vom reuși să avem această modificare de legislație, este necesar carnetul de antrenori. În același timp, poți să antrenezi în România cu o diplomă, cu o licență pro obținută oriunde în Europa. Chiar și Moldova? V-am spus, sunt 54 de țări, printre care România, dar și Moldova, în aceste 54 de țări, care sunt semnatare ale acestei convenții UEFA. Prin urmare, în momentul în care toate federațiile au semnat această convenție, toate diplomele eliberate de una dintre aceste federații, obligatoriu, trebuie să fie recunoscută și de către toate celelalte federații. Aceasta a fost întrebarea pe care mi-a spus în marți. Cred că ați citit reacția pe care domnul Mihai Stoichiță a oferit-o gazetei sporturilor referitoare la scandalul legat de Mihai Pintiliu. Vreau să știu dacă veți lua vreo măsură împotriva lui Mihai Stoichiță, pentru că reacția asta este cel puțin uluitoare și o să citez la câte nereguli au existat în ultimii 40 de ani. Chiar n-are rost să vă apucați acum să dezgropați morții. În trecut totul i-a făcut discreționar și așa mai departe, cred că știți despre ce a vorbit. Cum vi se pare reacția și dacă urmează vreo sancțiune? Mihai Stoichiță a greșit, a încălcat regulamentul de ordine interioară la nivelul pe care îl avem la nivelul Administrației Federației Române de Fotbal, fiindcă vorbim de o speță care se află în momentul de față în procesul de judecare la una dintre comisiile jurisdicționale. Prin urmare, Mihai va fi sancționat. Din fericire, este la prima abatere. Pentru el, din fericire. Tot domnul Stoichiță a mai avut o intervenție la Orange Sport în care s-a pronunțat asupra celor făcute la FCSB și în speță Mihai Pintili, în care a spus că nu poate fi suspendat în urma celor făcute. Adică el a dat, practic, răspunsul unei anchete care era în curs. M-am răspuns mai devreme. Mihai Stoichiță a greșit și va fi sancționat. Nu în mod întâmplător, am avut inclusiv membrii de comitet executiv care au fost sancționați de către comisiile jurisdicționale.